Sezonul de vară este aproape pe sfârșite și ne apropiem cu pași siguri spre toamnă, care odată cu venirea ei încep și pregătirile pentru noul an școlar. Copiii, cât și adolescenții, sunt nerăbdători să se deschidă școlile și să-și poată relua activitatea. Pentru acest lucru este necesară o pregătire în prealabil al elevului cu rechizite școlare. Redactorii CNS-TV au vizitat librăria Vasile Alexandrei din municipiul Roman și s-au interesat de materialele școlare care pot fi achiziționate. Ca în fiecare an, chiar dacă este pandemie, chiar dacă toate lucrurile merg altfel decât ar trebui, decât normal, noi ne-am pregătit pentru școală. Să sperăm din tot sufletul că va începe școala. Sper că Dumnezeu să asculte rugăciunile părinților și a copiilor și a noastre. Da. Avem absolut orice trebuie pentru școală. Ne-am aprovizionat din timp, începând de la caiete, pixuri, ghiozdane. Prețurile sunt la fel ca anul trecut sau ca anii din urmă. Poate la unele sunt un pic mai mici. Da, pentru că am mai vânat reduceri și oferte și atunci să venim în întâmpinarea clienților, că știm că majoritatea au avut de suferit de pe urma pandemiei, adică li s-au redus veniturile și atunci noi venim în întâmpinarea cumpărătorilor, a copiilor. De altfel avem și oferte de la diversi furnizori, de pildă de la Herlitz pentru un ghiozdan cumpărat. Clientul primește un voucher în valoare de 20 de lei pe care îl folosește ulterior sau pe loc la cumpărarea rechizitelor. Eu cred că este un ajutor destul de însemnat, mai ales că de la Herlitz nu sunt prețurile la ghiozdane, nu sunt chiar atât de mari. Deci dacă un ghiozdan e 60 de lei, minus 20 ar veni 40, e destul de convenabil. Da, numai sperăm să fie bine și să folosească copiii ghiozdanele, să meargă la școală. Cred că noi am mai făcut sondaje prin rândul copiilor, marea majoritate vor la școală. Le este dor de colegi, le este dor de profesori, de învățători și vor la școală. Și, nu mai zic, părinții și noi la fel. În general, rechizite, dar dacă vor să citească, găsesc toată gama de cărți. Pe toate gusturile și, în ultimul rând, jocuri, jucării, ne bazăm foarte mult pe jocuri educative, jocuri de creație, jocuri de societate. Am avut cerințe pe perioada cât s-a stat acasă în starea de urgență de la bunici, că să poată să le ocupe timpul copiilor, să aducem jocuri pentru toate vârstele, deci de la 9 la 99 să poată juca și bunicii și copiii, jocuri interactive, la fel, integrame s-au cerut. Noi n-am avut până anul ăsta integrame, era de domeniu, mă rog, era sectorul chioșcurilor. Așa, dar dacă am avut cerințe, am adus integrame și chiar a prins foarte bine. Gama de produse este variată și accesibilă tuturor celor interesați. Toate rechizitele, deci dacă în gama de rechizite intră creioane, pixuri, creioane colorate, acuarele, carioci, toată gama de caiete, penare echipate, neechipate, tip borsetă, cu fermoare, cu mai multe fermoare, ghiozdane pentru toate gusturile, deci în general toată gama de... Da. Și ce mai au pe listă pentru crafturi, pentru lucru, pentru abilități practice, adică hârtie creponată, hârtie glase, carton color, hârtie color, crafturi de toate felurile.